Oops. Hello, boys și fete! Cum vă place noua mea casă, ha? Looks good, așa -i? Scuze că arăt de parcă și un make-up YouTuber fără machiaj, dar no, aia e. N-am postat în ultimul timp din cauza faptului că, după cum vedeți, m-am mutat, revenim la treabă serioasă, de acum încolo să am tot timpul din lume să postez și o să postez niște content super, super blană. Oricum, după cum vedeți, adică știți chestia asta pentru că ați clicat deja pe video respectiv, pe video-ul ăsta. Astăzi vreau să vorbim puțin despre exploit, pentru că tot mi-a zis: bă, re, dacă tot ai făcut video despre 5 Gang, fă și despre exploit, că de ce-o plecat, că bă, ok, facem, facem. Presupun că toată lumea știe de faptul că exploit a ieșit. Bine, nu cred că toată lumea știe, dar no, cei care sunteți la curent cu chestiile știți că exploit a ieșit din 5 Gang. Da, exploit a ieșit din 5 Gang și a intrat un băiat pe nume Mădălin, cred că da. Mădălin. L-am auzit prima dată pe băiatul ăsta când a făcut piesa cu Gami. Nu mai știu cum se numea, maneaua aia cu Gami. Că îi manea. Bă, când l-am văzut, sincer, și eu mă gândeam, frate, bă, ăsta mai bine stă, intră în 5 Gang. Adică arată ca ei, face ce fac ei, sunt așa un pic cocalari băieții, știți ce zic. Și na, se potrivește mult mai bine decât Exploit, care, să fim serioși, Exploit e edgy kid-ul ăla din clasă care stă în ultima bancă, dorme în fiecare zi și ascultă muzică gen ce nu ascultă restul oamenilor din clasă și mereu zice că toată lumea e normie. Gen, așa e Exploit pe lângă ăștia din 5 Gang. Adică toată lumea poate să-și dea seama de chestia asta. Și sincer, sincer să fiu, eu zic că a fost un lucru bun să iasă pentru el, pentru cariera lui personală. A fost un lucru foarte, foarte bun din punctul meu de vedere. Și, bă, oricum, acum hai să vorbim puțin despre Mădălin și gen fit-ul lui în 5 Gang. Bă, Exploit își avea loc în 5 Gang la început. Posibil că da, la început. Pentru că la început, el nu era băiatul ăsta așa super edgy, super pe treaba lui și așa mai departe. Adică era pe treaba lui, să nu mă înțelegi greșit, dar nu era chiar atât de diferit față de restul, pentru că toți erau cam la fel. Gen băieții și băieții din 5 Gang. Yo, două secunde vă iau din videoclip pentru a vă spune că băieții de la PC Coolers mi-au dat niște căști blană rău de tot pe care să vi le prezint vouă. Se numesc Artis 1, SteelSeries Artis 1 mai exact, și sunt niște căști foarte, foarte bune. Sunt niște căști de gaming, mai ales pentru CS sunt bune, sau pentru jocurile la care ai nevoie să auzi ce se întâmplă în joc, gen pași sau când se trage cu arma sau whatever, battle royale, chestii de genul. Sunt extrem de bune, sunt căștile folosite de către jucătorii profesioniști de CS din multe echipe. Căștile astea au premiul de cel mai bun headset de gaming. Vreau să mai spun încă o chestie, căștile astea sunt și multiplatform, deci dacă aveți nevoie cumva de căști pentru PC, le puteți lua. Dacă aveți pentru Switch, le puteți lua. Dacă aveți nevoie pentru Xbox, la fel, le puteți lua. Au un preț foarte, foarte rezonabil, la fel și pentru PS4, să nu uităm de PS4 sau PS-uri în general. Căștile astea sunt bune pentru orice platformă, pentru orice consolă. Încă o chestie ce vreau să vă mai spun este microfonul, care este foarte, foarte bun. Deci dacă ai nevoie de o pereche de căști cu microfon bun, în care să te auzi în jocuri, cu care să filmezi gameplay-uri pentru anumite jocuri, căștile astea sunt perfecte, sunt 2-in-1. Eu personal le-am încercat într-un meci de CS și vreau să vă spun că sunt super tari. Știți că am avut înainte SteelSeries Artis 3 și am avut o părere foarte proastă despre ele, dar căștile astea mi-au schimbat părerea pozitiv. Bineînțeles, în legătură cu căștile SteelSeries. Și nu zic asta numai de aia, pentru că am primit căștile astea de la băieții de la PC Coolers. Este chiar un produs bun și de buget. Și știu că mi-a făcut odată reclamă la o tastatură Marvoto de la băieții de la PC Coolers și v-au plăcut foarte tare tastatura aia și ați cumpărat-o. Așa că dacă vreți să cumpărați și căștile astea, aveți link în descriere. Prețul este foarte, foarte rezonabil pentru toată lumea. Cu timpul, s-o văzut, pe piesă ce trece tot s-o văzut că Exploit ăsta în fiecare piesă evolua. Și era singurul care evolua și evolua în modul lui, înțelegeți ce vreau să vă zic? Adică 5 Gang, băieții din 5 Gang mergeau așa, gen așa, și Exploit mergea așa, știți ce zic? Gen, și ei evoluau, nu zic că nu evoluau, dar nu evoluau
partea în care evolua Exploit, știți ce vreau să vă zic? Adică stilul lui Exploit, atât de viață, vestimentar, felul lui de a fi, stilul lui muzical, pe orice plan, e diferit. Singurul lucru care i-a unit pe băieții ăștia a fost că toți au fost vloggeri și erau la global. Atâta, vai doamne. Ceilalți, da, se potrivesc unul cu altul, Nu luați nume de rău, dar sunteți cocalari și vă potriviți unul cu altul. Nu luați nume de rău, dar Exploit nu-i ca voi. Și eu cred că a făcut un lucru foarte, foarte bun că a ieșit din Five Gang, pentru că se vedea că nu mai au același drum. Și dacă Exploit vrea să își facă un nume singur, solo, și dacă el vrea să evolueze în cariera asta de muzică și să ajungă undeva, nu în muzică EDM, că în EDM acolo poți ajunge și dacă ești în Five Gang și dacă nu ești în Five Gang, știi ce zic? Că sunt genuri de muzică total diferite, dar ăștia ce vor să facă Five Gang se numește trap. Și Exploit vrea să facă la fel, trap și rap. Serios, chiar trebuia, pentru că dacă el rămânea în Five Gang în continuare, părerea mea era că era pus în aceeași oală cu ei și era categorizat ca un normie. Și acum să fim serioși, dacă tu vrei să ajungi să ai concerte și să ai publicul care l-are, nu știu, Ian, Asteca, artiști trap din România, trebuie, frate, să te duci de lângă băieții ăia, nu trebuie să rup prietenii sau pula mea căcaturi, nu, trebuie doar să te îndepărtezi și să-ți faci treaba ta și să te duci pe pula ta, părerea mea asta e. Într-adevăr, îs și consecințe la chestia asta, și anume faptul că nu o să mai aibă aceleași numere care le avea în Five Gang, bineînțeles, dar bine, o știu băiatul de unde să mulgă. Gen, nu o să mai aibă aceleași numere, dar tot face numere, după cum ați văzut ultima lui piesă care a scos piesa asta, nu? Tot face numere destul de bune pentru un artist din România, aleas numere, wow! Adică, come on, cu numerele alea poți să umpli un concert, știi ce zic? Consecințe, cam asta ar fi singurele consecințe. Alte consecințe, sincer, nu găsesc, pentru că numai lucruri bune îs pentru el, pentru că a ieșit din Five Gang, numai lucruri foarte bune. Și pe lângă chestia asta, nu știu dacă ați ascultat ultima lui piesă, dar, bă, băiatul era trist, frate. E trist, era trist acolo și se vedea, gen, din ce o zis el, se vedea că nu voia să fie acolo, că se simțea că face chestia aia doar din punct de vedere al, nu știu, comercial, pentru că Five Gang-ul asta este. Five Gang-ul nu mai este ce-o fost când o zis ei că, vezi, doamne, că noi facem un grup de prieteni și facem chestii la mișto, așa, facem la caterincă chestii și pula mea, nu, Five Gang acum nu mai este altceva decât o chestie de mulți bani, o mașinărie de mulți bani, o chestie complet comercială, adică asta se vede cel puțin și asta îi arată, așa arată, pentru că așa, da, pentru că nu vreau să vorbesc chestii de contracte și așa mai departe, pentru că sunt chestii foarte personale și bineînțeles că nu se discută așa ceva pe cameră, dar băieții de acolo, gen, ei îs practic gen sclavi al unui sistem de făcut bani din ei, gen cineva mulge bani hardcore din ei și ei numai fac și primesc un procentaj. Știi ce zic? Bă, eu îl felicit pe Exploit, sincer, că a ieșit. Aștept să văd ce urmează, pentru că sincer omul are potențial, adică de mult face muzică și se vede pe el, pentru că era cu un nivel peste ăștia din Five Gang. Un nivel. Băieții din Five Gang au venit de la... N-au făcut niciodată muzică, știi ce zic? Și Shelly mi-a zis când a început proiectul la Five Gang că... Bine, atunci Five Gang nu era ce acum mașină de mulți bani. Atunci Five Gang era o chestie făcută de niște prieteni să se simtă bine și era ok, bro. Dar acum... Bine, și acum e ok, gen nu deranjează pe nimeni, nu mă deranjează că vezi, doamne, apare Five Gang. Știți cum e? Gen, în România... Oamenii sunt foarte ușor de manipulați, mai ales audiența, adică voi care vă uitați aici la mine și care vă uitați și la alți youtuberi. Dacă eu zic, nu eu, hai să zicem un youtuber cu influență mult mai mare, dacă Shelly zice ceva, oricum, în fine, sper că v-a plăcut episodul ăsta, dacă v-a plăcut nu uitați să dați un like și așa mai departe. Rodby o să scoată un episod tot despre Exploit, așa că aveți canalul lui aici. Abonați-vă și la canalul lui să vedeți, o să fiu și eu în episodul ăla, o să-mi zic câteva chestii, câteva păreri, poate mai o să zic ceva mai diferit decât zic acum, nu știu, vedem. Aveți link aici, o să pun și pe Insta clipul, gen la swipe up când o să-l scoată. Oricum, nu uitați să dați follow pe Insta, să fac 100k și m-am mutat, aia înseamnă că o să vină content blană și o să vină streamuri blană și așa mai departe. Adică uitați-vă cât spațiu am aici.
Vă știți ce pot să fac cu spațiul ăsta? Ce vreau eu? Pot să fac pe Manny scusitul, pot să fac pe... Nu știu. Nu știu, frate, fac aici... Lab, întors, habar n-am, facem content, facem content, facem treabă. V-am pupat! Peace! Nu mai sta pe telefon, taci că eu vorbesc. Să vezi ce-am pățit, lasă-mă să-ți povestesc. Mergeam pe trotuar, două pixuri în penar, patru târfe stânga-dreapta, știi că sunt un flex star. Bă, ce pula mea!